După mai bine de două luni de vacanță, mii de copii din județul Buzău s-au îndreptat azi dimineață către școli și grădinițe. Evident, în prima zi de școală au fost întâmpinați cu fast, fiecare unitate organizând cum s-a putut mai bine prima zi de școală. Curțile școlilor au fost pline de copii, de părinți, de emoții și de mult entuziasm. Pentru una dintre școlile buzoiene, ziua de astăzi a fost încă și mai specială. Este vorba despre școala numărul 6 din cartierul Micro 5, care de astăzi se va numi Școala General Grigore Baștan. Inițiativa aparține conducerii școlii și fiicei celebrului parașutist. Inițiativa doamnei Valentina Baștan, în urma unei vizite făcute la școală, ne-a rugat dacă dorim ca școala noastră să poarte numele generalului Grigore Baștan. Propunerea doamnei am prezentat-o Consiliului de Administrație. Consiliul a fost de acord, am făcut o adresă către primărie, iar în anul trecut domnul primar a acceptat prin hotărâre de Consiliul Local schimbarea denumirii școlii, care a intrat în legalitate, cum să spunem, începând cu 1 septembrie 2014. Am amenajat o sală care va purta numele Sala Grigore Baștan, unde vom ține activități și cu Liceul Moisil, că avem un proiect cu Liceul Moisil pe această temă, sau vom ține activități în cadrul școlii, cu metodice, deci pentru copii, activități extrașcolare, deci asta este un sprijin pe care l-am primit din partea asociației. În incinta școlii va funcționa și sediul Fundației Grigore Baștan. Aici va funcționa și filiala Fundației General Grigore Baștan, împreună cu cea Asociației Naționale a Parașutiștilor din România. Vom avea sprijinul unităților militare de profil și vom reuși în acest fel să, și bineînțeles al rezerviștilor din Buzău parașutiști, pentru că sunt foarte mulți, vom reuși să îmbinăm astfel și să dezvoltăm legătura între activi și rezerviști. Așa cum vi s-a spus, generalul Baștan a fost unul dintre cei mai emblematici generali ai armatei române, primul general parașutist, primul care a construit o parașută care îi poartă numele. O parașută cu care eu însumi am făcut 550 de parașutări, colegii mei care mă însoțesc au făcut și ei sute de parașutări, în condiții de siguranță. Anul școlar abia început va avea 36 de săptămâni de cursuri. Prima vacanță este programată între 1 și 9 noiembrie pentru copiii din învățământul primar. Restul elevilor vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie.